Bună ziua, sunt Veciclav Ioniță și vă invit la cea de 151-a ediție de analize economice, un proiect comunic viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți urmări pe pagina noastră oficială sau pe pagina mea ioniță.md la rubrica analize economice. Astăzi vreau să discut un subiect care în spațiu public cred că a fost cel mai mediatizat în ultima jumătate, poate nu jumătatea, în ultimele câteva luni de zile, și anume exportul de prun în Uniunea Europeană. Într-adevăr, Uniunea Europeană ne-a anunțat că în afara spațiului comunitar, adică în afara Uniunii Europene, Moldova este liderul la vânzările de prune Uniunii Europeană. Lucru care, evident, ne face să ne mândrim, ne face să ne simțim mai bine. Iar eu m-am gândit de ce să nu analizăm acest subiect, prunele în Republica Moldova, cât producem, cât avem, ce, unde suntem noi și cum am ajuns noi să fim cei mai mari furnizori de prune în Uniunea Europeană, încă o dată repet, în afara spațiului comunitar. Foarte multe prune în Uniunea Europeană sunt consum, spre exemplu, Germania, vă voi arăta consum foarte multe prune din Spania, alte țări din Grecia, din alte țări din Uniunea Europeană, dar Moldova este lider în cazul dat, dacă excludem țările din interiorul Uniunii Europene. Pentru ca să avem un tablou cât de cât general și fiindcă acest subiect este prima dată discutat, dacă observați, noi în ultimul timp, pe lângă analizele care le facem noi, încercăm să introducem teme noi, aceasta este o temă nouă, în ce sens? În sensul în care noi, spre exemplu, am vorbit recent de struguri de masă, acum vorbim despre prune, la un moment dat vom monitoriza aceste piețe și colegii mi-au sugerat că ar fi bine să avem mai multe produse de care noi suntem, să zicem așa, stăm foarte bine cu ele, să le facem o analiză separată ca să cunoaștem ce se întâmplă pe piața în cazul dat a prunilor. Dacă am vorbit ce a fost anul 2023, plângă toate lucrurile rele, bune, eu cred că anul 2023 a fost marcat de două lucruri importante. Avem două produse care, într-adevăr, au fost campionul anului 2023. Unul sunt struguri despre care am vorbit recent și doi sunt prunele care, într-adevăr, anul 2023 au bătut mai multe recorduri și veți vedea acum și despre ce vorbim noi. Dar haideți să începem. Suprafața în rod a plantelor de prune. Da, într-adevăr, noi avem plantații de prune undeva vreo 21-22.000 de hectare, dar în rod, mie îmi place cifrul, deci prunele care într-adevăr ne aduc roadă, din ce cauză că în felul acesta putem calcula și productivitatea sau producția de prune la un hectar. Dacă observăm, în anul 2023 noi avem 19.000 de hectare de prune, care este relativ puțin, dar vreau aici să nu vă întristați, veți vedea acușa mai târziu despre ce nu trebuie să vă întristați și lucrurile stau în felul următor. Nu am datele în perioada Uniunii Sovietice, vedeți că eu deja am început a învăța cu cifrele de pe anii 70, acum mi-a fost greu să le găsesc, dar le voi găsi, cred că le voi găsi, însă, ceea ce vă pot spune, undeva pe anii după destrămarea Uniunii Sovietice, pe malul drept a Nistrului, fără Stânganistru, la noi erau undeva vreo 30.000 de hectare de pruni în rod. După aceea s-au scăzut constant până am ajuns la 17.000 de hectare, practic de două ori s-au redus. Acum avem o ușoară înviorare, dar avem plantații noi și veți vedea că lucrul acesta s-a răsfrâns enorm asupra productivității. Deci dacă în perioada după destrămarea Uniunii Sovietice, la noi undeva 70% din toate prunile erau la întreprinderile agricole, după aceea s-a scăzut cam 25%, iar acum ne apropiem de 30%. Deci, cumva, până ce la noi domină plantațiile de prune în cadrul gospodăriilor fermieri și persoanelor individuale la domiciliu mai puțin, dar în ultimii ani de zile, dacă observați atent, la noi plantațiile de prune cresc exclusiv din contul întreprinderilor agricole și noi, într-adevăr, avem plantații noi care s-a răsfrâns asupra productivității. Cât producem noi? Cât prune producem, cât consumăm și cât exportăm. Fiindcă vorbim de exporturi, haideți să ne uităm. În perioada 96-2000, noi produceam anual cam 50.000 de tone de prune anual. 49.000 de tone le consumam noi și 1.000 și jumătate de tone exportam. Dacă observați, 3% din tot ce produceam noi mergea la export. Restul consumam noi singuri. Practic, prunele erau un produs de consum intern. Vedeți, cantitatea a fost mică. Acest lucru a ținut până în 2010. Vedeți, 47.000 de anual. Am avut ani mai buni, ani mai răi, cum și acum în 2022 a fost un an nu bun pentru prune. Anul 2023, din contră, a fost o creștere de 50%. 50%, deci asta e foarte mult. După aceasta, dacă observați, la noi încet a început să crească exporturile, iar anul 2023 este un record absolut istoric, deci eu
tind să afirm că noi niciodată în istoria noastră n-am avut o producție de prune de 150.000 de tone. Deci n-am avut niciodată. Recordul precedent a fost în 2021, când am stabilit 136.000 de tone. Și dacă observați atent, din acestea 150.000 de tone, care este maximul care noi am avut vreodată, 80.000 de tone le-am consumat pe intern și 70.000 de tone le-am exportat, iarăși este un record absolut. De fapt, în 2023 avem până ce două recorduri. Primul record, ele sunt mai multe. Vor fi mai multe recorduri astăzi, deci dacă am vorbit de bine, eu cred că pe lângă struguri sunt două istorii care pot fi povestite, cu care noi suntem între a doilea sunt primul. Deci avem prima dată cea mai mare producție, 150.000 de tone, și doi, avem de cel mai mare volum de export, 70.000 de tone, în condițiile în care noi, în mod normal, în ultima perioadă, exportam 40-45.000 de tone, iar acum 25-30 de ani urmă exportam 1,5 mil tone. Dar observați două lucruri, cred că deja ați observat. Plantațiile de prune au scăzut, dar producția a crescut. Aceasta înseamnă că producția la hectar a crescut foarte mult. Haideți să ne uităm cum a fost. În perioada sovietică și după perioada sovietică, prunele noastre dădeau undeva 2000 de tone la hectar. Așa ne-am ținut cam până în 2010. După 2010, la noi a început să crească producția de prune și în acest an, în 2023, avem al doilea record. Deci producția medie de prune la hectar a ajuns 7,9 tone, practic 8 tone la hectar. Dacă observați atent, este de 4 ori mai mult decât era cândva prin perioada precedentă. Deci avem o producție de 4 ori mai mare, este absolut o creștere de 2 ori decât în perioada chiar recentă. Și acest lucru se datorează cel mai probabil plantațiilor noastre aici la Ministerul Agriculturii. După mine, Ministerul Agriculturii, acum la modul serios, o să ocupe cu două produse moldovenești. Prima sunt strugurile de masă, despre care am vorbit și vom mai reveni, și doi sunt prunele. Despre prune veți vedea acușa niște lucruri fantastice, care sper că vă place. Dar primul ce este, livezele noi. Livezele intensive au dus la ceea că producția de prune în prezent este de 4 ori mai mare decât acum 25-30 de ani în urmă. Deci de 4 ori mai mult scoatem din intensitate decât am scos în perioada precedentă. Cât exportăm prune în dolari? Observați, în perioada 94-95, am doar de 94 datele, până în 95, noi am exportat undeva de 1 milion de dolari prune. După aceasta ne-am prăbușit în perioada 96-2003 milioane, deci practic nu exportam nimic. După aceasta o creștere lentă, 1,6, 3,6, 6,3 media, și o creștere adevărată, și veți vedea mai târziu, s-a început după ce noi am semnat acordul de asociere și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Asta, într-adevăr, dacă am spune care este beneficiarul numărul 1 al acordului liber schimb cu Uniunea Europeană, sunt prunile și strugurile. Deci la prune aici chiar, într-adevăr, sunt niște lucruri foarte deosebite. Iar în 2023 avem al treilea record, 40,8 milioane de dolari, ceea ce este dublu față de recordul precedent în 2021 și este triplu față de perioada precedentă, când noi exportam în mediu cam de 15 milioane de dolari, acum avem aproape 41 de milioane de dolari export. Observați aici, am dat descifrat fiecare an în parte, 5 milioane, 5 milioane, 7, 8, și după 2016 la noi a început creșterea, 2022 a fost un an, mă rog, mai prost, iar acum am ajuns la 40.000 de tone. Cu cât vindem noi prunele noastre peste hotare? Dacă observați, în acest an, următorul record este că noi am vândut prune la cel mai ridicat preț din toate timpurile. 58 de cenți de dolari, deci la noi tot comerțul merge în dolari, deci eu toate cifrele dau în dolari. Tot când veți vedea cifre, va fi în dolari, cu excepție atunci când în mod special anunț. Dacă observați, până în 2005 la noi prețul era până la 20 cenți kilogramul. După aceea asta a fost stabil 30-35 cenți kilogramul și din 2021 prețul a crescut 51-52, iar în acest an avem cel mai bun preț mediu de export a prunilor, 58 de cenți kilogramul, lucru care este cel mai mare preț din totdeauna. Vă rog să țineți minte această cifră de 58 de cenți. Ea ne va fi nevoie atunci când vorbim de Germania.
După ce am văzut prunile și Germania, eu m-am îndrăgostit Germania. Mie și așa îmi plăcea Germania foarte mult, dar în cazul dat veți vedea, pur și simplu, sunt niște lucruri fenomenale. Cred că trebuie să ținem minte cuvântul când vă spunem Germania înseamnă prune și când spunem prune înseamnă Germania. Veți vedea ceva mai târziu. Graficul meu tradițional. Cât ar fi câștigat agricultorii noștri dacă exportau producții de pe un hectar de teren, producând struguri, mere, pruni, grâu, soia, orz, porumb. Eu am mai dat acest grafic, însă atunci, fiindcă nu era producția pe anul 2023, am luat o medie. Acum am luat cât a fost producția medie pe hectar în 2023, cât a fost prețul mediu de export în 2023, n-am luat prețul maxim așa, prețul mediu de export și am calculat. Dacă noi în 2023 am avut un hectar de struguri, s-a exportat de pe un hectar de 7.000 de dolari. Dacă am avut un hectar de mieri, s-a exportat de 6.400. Dacă avem un hectar de prune, s-a exportat de 4.500. Sâmburoasă, 3.940, porumbul la capăt, 670. Altfel spus, noi, prunile, intră în top 3 produsele cele mai bune ca export de pe un hectar. Deci, cele mai mari venituri, cel mai mare încasări, că nu este profit, dar cel mai mare încasări, noi le obținem de la prune. Și repet, ca și în cazul strugurilor, prunele și, în general, agricultura intensivă îți rezolvă două probleme. Îți crește valoarea veniturilor obținute de pe un hectar. Ce obțin din 10 ori, comparativ cu produsele astea cerealiere? Și doi, îți crește utilizarea forței de muncă. Pentru producția de prune, struguri, miere, ai nevoie de cel puțin 4-5 ori mai mult forță de muncă. Dacă vreți să vedeți dacă vreți să răspundeți la întrebarea cum să angaja oameni în sectorul agrar, cum să creștem venitul în sectorul agrar, cum să creștem exporturile noastre, răspunsul este simplu din graficul acesta. Pur și simplu trebuie să încălăm producția intensivă care necesită investiții. În câte țări exportăm noi prune? Dacă observați, am pus o linie albastră, putea fi roșie, neagră, dar am ales eu o culoare albastră, se vede foarte clar. Până în anul 2014, știți foarte clar ce asta 2014, semnarea acordului de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, până în anul 2014 noi exportam prune maxim în 5 țări. În 2011, dacă vă uitați atent, în 2 țări. Rusia, Belarus. Mai era Kazakhstanul, mai era alte țări, deci cam pe aici ne opream. Rusia, Belarus, Kazakhstan. După asemnarea acordului de liber schimb și după ce am fost pedepsiți de Federația Rusă că prunile noastre iarăs n-au fost prea bune, noi ne-am orientat spre alte piețe și noi am ajuns 13-12, observați, după asemnarea acordului de liber schimb, deodată la noi s-a intensificat piața Uniunii Europeană, deodată prunile noastre de pe piețele tradiționale din trecut au trecut pe piețele tradiționale din prezent. Iar în 2023 avem următorul record. Am spus că vor fi foarte multe recorduri, am uitat să le număr deja câte sunt. Noi am exportat prune în 33 de țări. 33 de țări, prunile moldovenești au ajuns în 2023, iar din 2010 până în prezent, în 39 de țări nu am reușit să exportăm prune. Evident, în foarte multe țări au fost parte de mici, dar 33 de țări, 2023, ceea ce este foarte mult. Cum s-au schimbat piețele? Dacă să ne uităm atent, în afara pieței, deci sunt două piețe. Piețele CSI, piețele Uniunii Europeană. Ucraina până în 2017 era CSI, după aceea s-a scos-o, dar noi în Ucraina exportăm foarte puțin, așa că el nu ne joacă absolut deloc nimic. Și uitați-vă cum s-a schimbat piața noastră tradițională. În anul 2011-2012, 2013, de fapt 100% din toate prunile noastre mergeau în CSI. În Uniunea Europeană 0,1-1,7%, practic nimic. După aceasta, noi am semnat acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, noi am început a exporta Uniunea Europeană și astăzi noi exportăm în Uniunea Europeană 81% din toate prunile noastre, iar 15% exportăm în spațiul CSI, o scădere continuă de la, uitați-vă, în fiecare an scade, acum practic a rămas Belarus, Kazakhstan, iar în afară avem, dacă ne uităm atent, vreo 3%, acolo între Marea Britanie și mai sunt Turcia, mai sunt vreo două țări, dar în principiu toate prunile noastre merg acum în Uniunea Europeană, 81% din prune, iarăși următorul record, deci este maxima istorică, 81% din toate prunile din 2023 au ajuns în Uniunea Europeană. Unde am exportat noi în 2023? Pe țări. Am luat primele 15 țări, deoarece am avut în anul 2023 o palitră atât de mare de țări,
2023 de osobește de toți. De aceea, ca să nu creăm o senzație puțin distorsionat, eu am luat anul 2023 și apoi am luat media pe ultimii 3 ani de zile, care descrie, de fapt, care este piața noastră de desfacere a prunilor. Deci, în 2023, pe primul loc, Germania, cu 17,7%, vă rog, țineți minte Germania, este primul loc, România cu 17,3%, Polonia, și dacă observați, pentru mai bună înțelegere, am vopsit în albastru țările din Uniunea Europeană și dacă observați, aproape în top 15 sunt doar țări din Uniunea Europeană, restul 18 țări, tot multe din ele sunt din Uniunea Europeană și cele în roșu sunt din CSI, avem doar câteva țări, cele care au fost tradiționale. Dar după cum am spus, 2020 a fost un nou an deosebit, special, de ce am luat ultimii 3 ani de zile. Dacă luăm ultimii 3 ani de zile, piața noastră de desfacere, dacă ați mai întrebat care sunt piețele noastre de desfacere, observați, sunt doar două piețe. Piețele Uniunii Europeană, piața CSI. Restul 25 de țări au 11%. Unde avem noi? România 19,5%, Germania 16,6%, Rusia pe loc 3, 15,9, cu o tendință clară de scădere, apoi merge Polonia, Austria, Croația și Belarus cu 4%. Practic, dacă vă uitați, acum, încet, încet, la noi se conturează foarte clar, top 10 țări, practic toate sunt din Uniunea Europeană, restul nu mai contează. Cu cât exportăm noi? Pe fiecare țară în parte. Nu am luat toate țările, nu am luat toate 33 de țări, nu are sens, am luat primele 10 țări, unde noi exportăm cel mai mult și dacă observați, Germania e pe primul loc. Deci noi în Germania în 23 am exportat cel mai mult și noi în Germania am vândut cel mai scump. Deci noi în medie am vândut cu 58 de cenți, iar în Germania am vândut cu 98 de cenți. Acolo depinde cum calculezi, primește undeva în jur de un dolar kilogramul. Deci în Germania noi am vândut prunile la cel mai bun preț. De ce să țineți minte lucrul acesta? Cu așa timp va mai avea nevoie. În rest, observați graficul, deci avem o tendință foarte clară. Prețurile cresc în toată perioada și Germania, cel mai mare partener, avem cel mai mare preț. Acum am luat pe invers. Bun, noi exportăm în Germania, dar de unde importă Germania? Deci piața noastră numărul 1 în 2023 a fost Germania, așa să știm. Germania, în general, prezintă ceva pentru noi sau nu prezintă? Pentru aceasta, m-am uitat de unde importă Germania, de unde a importat Germania în 2023. Primul loc, Spania, 31%, pe locul 2, Italia, 18%, pe locul 3, Moldova. Dacă observați, primele două țări sunt din Uniunea Europeană, din afara Uniunii Europeane, putem spune în felul următor. Moldova este principalul furnizor de prune, a fost în 2023 principalul furnizor de prune în Germania, în afara spațiului comunitar. După aceasta merge Africa de Sud, Bosnia și Herțegovina, apoi iarăși țări din Uniunea Europeană, Serbia și Turcia. Deci, dacă observați, din toate țările din afara Uniunii Europeană, Republica Moldova a avut cea mai bună cotă de piață în Uniunea Europeană. De ce a fost lucru? În Germania. De ce a fost acest lucru? Următorul grafic. Cu cât au importat nemții prune în anul 2023? Prețul mediu de import a fost 1,75 $. Dintre care, din Turcia cu 3,17 și tot așa mai departe, și uitați-vă, cel mai ieftin din primele 10 de unde a fost, din primii 10 importatori, deci din primele 10 țări de unde a importat Germania cel mai mult pruni, cele mai ieftine pruni au fost din Republica Moldova, similar cu cel din Polonia, dar din Polonia a fost puțin mai scump. Și acum vreau să vă aduceți aminte graficul precedent. Deci la noi pruni le vindeam cândva cu 20 de cenți, după aceasta cu 30 de cenți, în acest an am ajuns la recordul de 58 de cenți, dintre care cel mai scump am vândut în Germania cu 98 de cenți, iar prețul nostru, care pentru noi este cel mai mare preț de export a prunilor moldovenești, s-a adeverit în Germania cel mai mic preț de import. Deci noi câștigăm cel mai mult exportând în Germania, iar Germania câștigă cel mai mult că procură cele mai ieftine prune posibile. După mine, dacă aș fi ministru agriculturii, m-aș scărpina puțin la ceafă și mi-ar fi clar toate cele. Deci prunile, dacă la alte producții, la struguri, avem competiții, la alte produse în general, vedeți cum se luptă toți cu prețurile. Noi, în cazul prunilor, deci avem cea mai mare productivitate din toată istoria noastră, plantațiile se modernizează, iar prețul nostru, cel mai mare care îl avem noi
la o țară, de fapt în țara aceea se adeverește a fi cel mai micuț. Așa că de azi înainte iubesc și mai tare Germania. România. Și cu asta finalizăm. 87% din toate prunele pe care le consumăm, pe care le importă România, este din Republica Moldova. Practic, fără prunele noastre, frații noștri români nu știu ce ar face. Deci, nici nu am luat top 10 țări, dacă observa tot locul eu top 10 țări, deci nici n-a mai fost necesar. 87% sau practic toate prunele din România care sunt importate, sunt importate din Republica Moldova. Pe final, într-adevăr, a fost un an excepțional 2023, dar trebuie să-l transformăm într-un an obișnuit prin faptul că noi atragem mai multă atenție la plantele multianuale, prin faptul că noi dăm și încurajăm dezvoltarea agriculturii cu utilizarea intensivă, cu plantații, struguri, viță de vie, măr, ați văzut acolo graficul, asta ne asigură, 1, creșterea veniturilor pe hectar de 10 și mai multe ori, creșterea numărului de angajați minimul de 5-6 ori, creșterea venitului populației cel puțin dublu și posibilitate nelimitate de a exporta. În cazul prunelor, dacă observați, prețurile noastre, chiar fiind de două ori mai mari, practic, decât în mod normal noi exportăm, fiind de 5 ori mai mari decât exportam ca acum câțiva ani în urmă, în Germania prunele noastre au devenit cele mai ieftine din toate prunele pe care le-au importat în 2023. Vă mulțumesc și până data viitoare!